Încercând să pună capăt unor recente zvonuri privitoare la modul în care se pot pensiona anticipat românii, reprezentanții Casei Județene de Pensii Giurgiu infirmă varianta conform căreia solicitantul unei pensionări anticipate ar putea să-și întocmească dosarul dacă vârsta sa, însumată cu vechimea, ar da un total de 90 sau 100 de ani. Pensionarea anticipată poate surveni numai în conformitate cu prevederile legale din 2010. Pensionarea anticipată se face potrivit legii 263/2010. Înainte cu împlinirea vârstei de pensionare cu 5 ani. Pentru bărbați este prevăzută o vârstă de 65 de ani care, potrivit anexei, vor ieși la pensie în martie 2015 cei care împlinesc vârsta de 65 atunci, cu condiția să aibă un stagiu de cotizare de 35 de ani. Deci pot ieși în pensionare anticipată atunci când împlinesc 60 de ani. Creșterea gradată a vârstei de pensionare în funcție de data nașterii este însă o realitate. Pentru cine este curios să afle condițiile exacte de pensionare, la cerere sau la limită de vârstă, este recomandabilă atenta lecturarea anexei legii 263/2010.